precizările lui Liviu Dragnea, după ce presa din SUA a scris că partidul a cerut consultanii de la Cambridge Analytica pentru alegerile din 2016. Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, susține ce a fost abordat de Cambridge Analytica, înaintea alegerilor parlamentare din România, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat, scrie AppNews. Conform sursei citate, Rupert Wolfe Murray a declarat, miercuri, pentru App, ce Mark Turnbull, reprezentant al Cambridge Analytica, l-a contactat în august 2016. El a invocat un e-mail în care Turnbull explica ce două persoane ar urma să fie incluse în echipa de campanie, pentru a oferi consiliere pe teme de strategie, sublinierea asistent în timpul campaniei, pentru următoarele 2-3 luni. Liviu Dragnea a precizat că PSD nu este implicat în aceste dezvăluiri. În PSD? Nici vorbă. Asta ar fi chiar culmea. Eu am înțeles ce în alt parte s-a implicat, a răspuns Liviu Dragnea, presubliniere din PSD, la întrebarea legat de serviciile oferite de firma Cambridge Analytica pentru PSD. Wolfe Murray a susținut ce a răspuns ofertă, pentru ce el nu lucrează pentru partide politice. Rupert Wolfe Murray este jurnalist, sublinierei regizor de documentare. El a scris pentru Dilema Veche, sublinierei a locuit o vreme în România.